E tensiune mare pe scena politică. Cei de la PNL așteaptă să vadă când și-ar dori PSD să aibă loc votul moțiunii de cenzură, ca să poată decide dacă vor sesiza sau nu Curtea Constituțională. Asta pentru că liberalii consideră că această moțiune nu e constituțională, pentru că a fost depusă de PSD în sesiunea extraordinară. Mai multe informații despre acest subiect ne aduce chiar acum colega mea, Xenia Croitoru. Xenia, ești în direct. Bună ziua! Ce se va întâmpla, de fapt? Sunt foarte mulți specialiști care spun că ar fi totuși constituțională această mișcare, dar liberalii contestă această moțiune. Care sunt discuțiile acum? Bun găsit! Vorbim despre o situație care ar putea avantaja, să spunem așa, ambele tabere, atât puterea cât și opoziția, asta pentru că în Constituție nu este specificat dacă moțiunea de cenzură poate fi depusă în sesiune, doar în sesiune ordinară sau și în sesiune extraordinară. Se vorbește însă despre faptul că poate fi depusă o moțiune de cenzură pe sesiune, însă nu este specificat dacă vorbim doar despre sesiunea ordinară sau și cea extraordinară, motiv pentru care vorbesc surse din interiorul PNL despre faptul că așteaptă în acest moment liberalii să vadă exact care va fi decizia socialdemocraților și când va fi dezbătută și votată această moțiune de cenzură, pentru ca mai apoi să vină liberalii cu o decizie în cazul în care vor contesta la Curtea Constituțională depunerea acestei moțiuni de cenzură în sesiunea extraordinară. Sunt mai multe controverse. Sunt constituționaliști care susțin faptul că dacă moțiunea de cenzură a fost depusă în sesiunea extraordinară, atunci ar trebui votată tot în sesiunea extraordinară și nu ar trebui dat votul în sesiunea ordinară, adică la începutul lunii septembrie, așa cum ar dori socialdemocrații. Rămâne de văzut exact ce se va întâmpla și vom vedea exact și care vor fi decizii celor din PSD, dar mai ales ce vor decide liberalii, dacă vor decide până la urmă să sesizeze Curtea Constituțională și să fie din nou arbitrul între putere și opoziție. Xenia, mulțumesc foarte mult!